Bun găsit, prieteni, la o ediție specială a emisiunii Pulsul Zilei. Iată o seară, o zi extrem de agitată, de complicată și o seară de asemenea, pentru că astăzi pășcănenii au ieșit la vot. De fapt, în toată țara au fost alegeri locale pentru alegerea consilierilor locali, județeni și pentru alegerea primarilor. Facem această emisiune pentru că am anunțat-o, e adevărat, la 22:30 ar fi trebuit să fie, dar mai târziu, pentru că abia acum avem, să spunem așa, cifre pe care ne putem baza în ceea ce privește rezultatul alegerilor la Pașcani. Bun, așadar, la Pașcani, candidatul PSD, primarul Dumitru Pataze, a câștigat alegerile locale, a câștigat un nou mandat, este invitat în această seară. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bun, câteva cuvinte despre, să spunem așa, o primă impresie după aflarea rezultatului și dacă puteți să ne spuneți mai multe despre cifrele, pentru că încă nu s-a finalizat centralizarea, înțeleg. Când am plecat de la sediul partidului, erau centralizate 25 de secții din 27. Diferența între mine și contracandidatul meu, domnul Pintilie, era de 400 de voturi. Erau încă două secții de votare, o secție de votare de la Unirea și o secție de votare de la Școala Specială. Au început cu numărătoarea la Consiliul Județene și Consiliul Local. Această numărătoare se deduce că ar fi și acolo o diferență de 3-400 de voturi. Deci, diferența nu este mare, dar este suficientă pentru ca să desemneze primarul. Țin să mulțumesc, în primul rând, pășcănenilor că au ieșit la vot într-un număr deosebit de mare. Nu știu dacă este mai mare decât în 2012, dar oricum suficient pentru a desemna primarul și Consiliul Local. Țin să le mulțumesc în mod special celor care m-au votat și mi-au acordat o nouă încredere pentru un nou mandat de primar, pentru a continua ceea ce am început să facem în municipiul nostru. Îi asigur pe toți cei care nu m-au votat că voi fi primarul tuturor cetățenilor din municipiul Pașcani și împreună vom continua să facem investițiile pe care le avem în derulare în acest moment, să abordăm și alte investiții, astfel ca la finalul următorului mandat Pașcaniu să arate cu adevărat un oraș modern. Bun, aveți idee cam care este estimarea sau cifrele pentru Consiliul Local? Nu am nicio estimare. Erau centralizate doar câteva, patru sau cinci secții de votare pe Consiliul Local, pentru că președinții, o parte au început, n-au respectat o ordine toți, unitară. Unii au început cu primarul, alții au început cu Consiliul Județean, iar alții au început cu Consiliul Local. La fel, trendul se menține în favoarea PSD-ului și la Consiliul Local, dar nu putem încă să anticipăm o cifră în ceea ce privește alegerea consilierilor locali. Când vom afla rezultatele finale? Când vom ști rezultatele finale? După părerea mea, cred că într-o oră și jumătate, maxim 2 ore, se vor ști rezultatele și la Consiliul Local. Poate chiar mai repede. Am înțeles. Bun. Să facem câteva precizări. La Pașcani s-au prezentat la vot în jur de 39,2-3% din cei cu drept de vot. Peste 10.000, aproape 11.000 de persoane au votat. Din datele pe care le-am cules până acum, la Târgu Frumos alegerile au fost câștigate de actualul primar, domnul Ionel Vatamanu. De asemenea, la Hârlău alegerile au fost câștigate de actualul primar interimar, domnul Radu Curcă, cu 1.402 voturi. Următorul, domnul Fotea, 1.278 de voturi, iar domnul Sârbu de la M10, 1.117 voturi, deci a fost o bătălie strânsă la Hârlău.
Cam atât, stimați pășcăneni, o ediție specială scurtă, dar am ținut neapărat să venim în fața dumneavoastră cu aceste precizări, pentru că sunt convins că le-ați așteptat. O analiză completă privind alegerile locale, privind campania de la Pașcani, mâine seară de la ora 20. Înainte de a încheia această emisiune, dacă aveți, nu știu, o părere în legătură cu această campanie electorală. Sigur, a fost o campanie deosebit de grea și a fost grea în primul rând pentru că contra candidatul meu, în special domnul Pintilie și Partidul Național Liberal, tot timpul m-a atacat pe mine ca persoană, a atacat PSD-ul și probabil cetățenii au ajuns la concluzia că mergând pe negativ și nevenind în fața lor cu proiecte, că practic nu au venit cu nici o soluție, cu niciun proiect pe care intenționează să-l implementeze la Pașcani, l-a sancționat. Sigur, scorul este destul de strâns, dar, repet, voi ține cont și de părerile celor care nu m-au votat și vor veni cu sugestii, cu propuneri benefice pentru municipiul nostru. Bun, vă mulțumesc și felicitări pentru rezultat. Și eu vă mulțumesc. Și noapte bună, dragi pășcăneni. Mâine seară, de la ora 20, într-o emisiune importantă, o analiză privind rezultatul votului din zona Pașcani, Târgu Frumos și Hârlău. O seară bună în continuare.